Vă salut, Arcaș! Astăzi este despre campionatul european de arc istoric și campionatul european de 3D, ambele în august în România, la Alba Iulia, primul și al doilea pe dealurile din jurul orașului. Piatra Rolului, acolo, pe fundal, în plan îndepărtat, peisaj, spectacol, dăm 3 săgeți și povestim cu aia. Cam la 19-20 de metri avem un cub verde, le vedeți acolo, în mijlocul laturii care este spre mine, este un cerc. Încercăm să tragem 3 săgeți acolo. Lângă, foarte aproape. Asta lângă, foarte aproape. Mohawk Hunter. Piatra Rolului. La poalele ei, Valea Ciclovei și Valea Giciniului. Așa cum am zis, vine campionatul european. Antrenați-vă pe distanțe lungi. O să fie campionat european outdoor, distanțe lungi. Am trecut de perioada de sală. Ieșiți afară și trageți de la 13 metri, la 30 de metri, la 35, la 40. O să fie ținte, estimez eu, între 13 și 27 de metri. Dacă semaforul, de exemplu, se pune între 9 și 16, cred că acolo o să-l pune undeva la 14-15 metri. Din ce mi-aduc aminte de la campionatul european din 2017, parcă de la Kecskemét. Deci dacă o țintă are intervalul între, nu știu, 9 și 15 sau 12 și 20, organizatorii o să pune ținta aia cât mai aproape de limita aia mare. Și atunci o să fie dificil de tras. Antrenați-vă pe distanțe mari. Trageți la 15, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 30, 35. Trageți la distanțe mari. Antrenați-vă și veniți la campionatul european. Ne întâlnim acolo. Acolo facem concediu anul ăsta, da? Nu Mamaia, nu Halkidiki, nu nisipurile de platină. Da? Concediu la campionatul european și campionatul european de 3D și de arc istoric de la Alba Iulia. Eu m-am înscris, dacă tot în regulă, o să fiu acolo, prezent. Vă salut, Arcaș, ne vedem la campionatele europene.